Hai că e bine, domn. E bine în România. A ieșit și Cocoș, Fâlfâl, Cocoșelul și-a luat zborul din pușcărie. Și umblă vorba că-și va lua zborul departe, departe, taman acolo unde-și ține cașcavalul. După un an, fostul soț al Elenei Udrea se poate bucura în sfârșit de cele 9 milioane de euro ciordite de la Microsoft. Și să se bucure de celelalte multe milioane de prin alte părți. O, da, domne, b-am făcut corect, ce naiba din business. În timp ce se construia statul de drept, să nu uităm asta, da, domne? Băse și Elena lucrau la statul de drept, iar Cocoș și alți protejați făceau milioane de euro, în timp ce jurnaliștii sistemului stăteau de pază, sărind la beregata tuturor celor care încercau să se lege de marele lor conducător. A? Nu vă mai știți, mă, Cocoșei? Dorin Cocoș este un om liber. După un an petrecut după gratii, fostul soț al Elenei Udrea a ieșit astăzi pe poarta penitenciarului Jilava pentru că magistrații de la Tribunalul Ilfov au decis să le libereze condiționat. Omul de afaceri a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Microsoft. Penalty pentru 3 milioane de euro a luat 6 anișori. E, da, ce știm noi? Mă, dar oricât de proști am fi, citim și noi ce a zis fostul ministru al comunicațiilor din perioada 2008-2010. Om care a făcut și el pușcărie. Gabriel Sandu povestește cum trebuia să adune bani pentru partid, cum îl suna Nenea Cocoș, cum îl suna Ghiță, cum se făceau presiuni dinspre Băsescu și Udrea, ba cum se făcea lobby și de către ambasadorul Americii și de către cel al Austriei. Mă, și aici e o întrebare logică, de ce naiba nu se anchetează astea? Până la urmă vorbim de denunțul unui ministru care în acest moment nu mai are niciun avantaj să mintă pentru că și-a ispășit pedeapsa. Deci, de ce, mă, de ce? Vă dați seama, așa a petrecut omul înainte să intre la Bulău. Ce-o fi acum? Cred că și-a umplut cada cu fete de 18 ani și de sus plouă cu șampanie de 5.000 de euro sticla. Asta așa, ca să știți și voi unde-s banii din tăieri de salarii. Ah, domnul Băsescu, ce om de nimic Cocoș ăsta, să nu dea el o cinzeacă, domne, l-ați făcut om până la urmă.